Un update rezultat în urma așezărilor băieților în spatele fetelor a avut loc între Denisa și George. Denisa și George! Opa, unde? Opa, la jacuzzi. Jacuzzi! Suntem curioși să aflăm cum s-a desfășurat a doua întâlnire cu George și mai ales dacă sunt șanse de apropiere. Păi să plec de când patru scurți? Îți iei și tu un tricou sau o cămașă? Da, nu știu, mă duc direct în costum de baie. Cum mă duc? Îmi spune și mie cineva? În pantalon scurt. Vrei să-ți dau ăsta? Îți vine? Merge. Și să intru cu ăștia în apă? Da. Da, du-te așa. Și te dezbrăci acolo dacă e. Intru cu ăștia în apă, zici? Da, mă, da. Ce are? E niște chiloți negri sau gri. Da, mă, fugi. Mai greu cu date-urile astea. După atâtea pregătiri, urma într-un final și întâlnirea celor doi. Acces! Bafte! Să vii îndrăgostit! Nu știu dacă vrea doamna Gica. Dă-i, George! Plin de emoții, însă atmosfera de la jacuzzi poate îi va aduce din ce în ce mai aproape de un date reușit. Stresant date-ul ăsta pe terasă. Zici? Da. Nu știu cum să... Cum să-l abordăm? Da. Ne descurcăm, noi. Am avut foarte multe emoții, gen mai multe decât la primul date cu Denisa și nu înțeleg de ce. Caldă? Emoțiile sunt cauzate probabil de, nu știu, atracția față de ea pe care o am. Gen mi se pare o fată simpatică, arată ok, arată bine. E mare pentru mine. Încearcă să stai pe margine, dacă... Pot spune că Denisa e una din preferințele mele, să zic așa, e foarte simpatică și da, aș vrea să cunosc mai mult. Te-ai așteptat să te aleg? Da. Sigur? Aș fi ales și eu la rândul meu. Da? Pentru că ne înțelegem bine. Așa pare. Și oricum mi-am exprimat dorința la te cunoaște mai bine. Dar oricum mi se pare că ești așa cam indecis. Nu că sunt indecis, dar știi cum e un genul de bărbat mai... timid, așa, gen, la început, știi cum e, după... Oricum, nici nu trebuie să te gândești. Păi tocmai. Eu cred că ar trebui să ne cunoaștem toți. Da, da. Toți, nu se știe încă nimeni cine vrea de relație pe cine. Da, și... da, da. Nici eu nu știu, adică... Cum ți s-a părut întâlnirea de astăzi? A fost surprinzător cadrul, în jacuzzi, cu șampanie. A fost o atmosferă foarte plăcută. Pentru experiența mea de asta. Băiți, care ai pus ochii? I-am și zis în live că nu am pus ochii pe nimeni. Da, da, că ai vrea să cunosc pe toți, Ian. Da, aș vrea să-i cunosc pe toți, fiindcă eu, cum am zis, important este prietenia și... Dar dacă simți să mergi mai departe, gen să-ți faci relație aici, să rămâi cu el, să te căsătorești cu el, o faci sau...? Partenerul tău, ce poți spune despre el? Și cred că partenerul meu are cumva niște presiuni în afară legate de faptul că el și-a încălcat anumite principii. Și nu aș vrea să-l supun acestor presiuni. Cred că în acest moment pot spune că eu dau cumva un pas înapoi în ceea ce privește pe George. Am venit aici pentru marele creme, am venit să urmăresc acea... cum am spus, experiența pentru mine. Tu vrei să câștigi? Nu, nici nu mă gândesc la marele creme niciodată. Nu m-am gândit nici de când am intrat, am zis la început că nu... La date-ul de astăzi am aflat că ea nu a venit pornită pentru o relație. Sincer, lucrul ăsta nu m-a descurajat, încă din potrivă m-a făcut mai tare. Cu siguranță îmi vom da interesul și mai mult și posibil să-i schimb percepția asta. Noi băieții suntem foarte nerăbdători să așteptăm momentul în care o să vină când fetele vor alege la date. Și eu sunt curioasă care își vor alege. Dintre voi fetele. Și eu sunt foarte curios. Și aici de cine se mai place? Sincer, din tu și Miruna mi se simt că sunt simpatici, în rest... Nu. Adică nu... Miruna este un fată foarte bună, dacă vrei copii în următorii 2 ani. Persoana perfectă. Dar deja așa că am arătat gusturile cum ai venit, știi? Au zis că sunt doar doi băieți care o interesează și el a zis. Asta este la început. Cum ai zis și tu, ți-ai exprimat niște opinii și niște principii la început și tu cum s-a da, schimbat da. Și... Numai una s-a schimbat, că restul chiar nu... N-ai de unde să știi. Nu și la fel schimba, și ea a pus ochii pe niște persoane și se poate schimba, fiindcă până la urmă te cunoști aici. În discuția cu el am aflat niște amănunte noi, dar astea sunt doar spusele lui. Opiniile celelalte nu s-a schimbat. Adică... Care erau celelalte?
să fi fost, nu, că căsătorită n-are probleme, dar să ai avut copil? Sau prostituție sau chestii de astea, nu, nici într-un caz. Cred că pe măsură ce trece timpul, adevărul va ieși la iveală și vedem dacă spusele lui se adeveresc sau este de fapt invers. Și tu când vei copil? Păi eu sincer nu mă grăbesc, adică știu dacă ar fi în următorii 2 ani, adică peste 2 ani, 3 ani, eu n-am nicio problemă. Eu nu știu, mă gândesc până la 30. Da, să nu fii nici prea târziu. Eu consider că nu vreau să mă grăbesc și că am o viață de trăit și un copil pe care mie mi-l aduce și un an la 23 de ani îmi închide viața, pentru că este o responsabilitate foarte mare. Și n-am experiență și nici situație financiară foarte stabilă nu am, adică n-am niște bani puși deoparte, dar... Copil automat. Asta e cum zic, chestia este un copil te poate apropia și mai mult de persoana iubită. Da, siguranță. Un copil te poate apropia și mai mult. Un copil făcut ca să repare relațiile noastre. Da, asta e corect. Ce este cel mai important pentru tine să regăsești la o femeie? Să găsesc liniștea de care am nevoie într-o relație, să simt că mă iubește, că e exact așa cum sunt eu. Și că gândim la fel, deci vedem lucrurile la fel, toată treaba asta cu siguranță va avea un rezultat bun. Ce părere au fost și tăi de... Adică te împingeau de la spate, hai fă, hai că facem bani, hai să că facem chestii sau... A, de video aceea. Da, da, da. Au fost indiferenți față de chestia asta. Era alegerea mea până la urmă și l-am și zis dacă îți convine pe spate. Sunt genul de om care, nu știu, poate sunt mai nesimțit așa, dar vezi tu. Mie mi se pare că femeia și realizează viața ei și bărbatul trebuie să-și realizeze viața lui. Imagine chestia asta dacă auzi că altul te vorbește sau te zău cu părerea despre tine? Cumva da, dar tocmai de asta am venit aici ca să mă lovesc aceste chestii, să mă întăresc și data viitoare când mă voi mai lovi de aceste chestii, chestii da, să nu mai voi face față mult mai bine. Știu că aici mă voi construi ca om și știu că o să mă întăresc. Pentru tine este genul de bărbat cu care te-ai vedea într-o relație? Este prematur să mă pronunț dacă mă văd într-o relație sau nu. Până acum mi se pare ok, mi se pare un om bun, care m-am simțit bine, cu care am avut o interacțiune foarte... care a decurs la sine. Nu ești cu gen mutat împreună sau stat separat și văzut doar așa... dormit, eu știu, o seară, două, trei împreună sau... Cred că la început este bine să păstrăm distanța asta. Întâlnirea de astăzi nu a făcut-o pe Denisa să mai câștige teren în sufletul tău? Încă mă gândesc la niște chestii și nu vreau nici să mă grăbesc în treaba asta pentru că eu îmi doresc să mă căsătoresc și să ies cu cineva de aici, dar voi vedea. Îți place să fii alintată, să fii... Da, chiar sunt o persoană foarte afectuosă. Primești cadouri, gen flori zilnic sau nu știu zilnic? Evident, cui nu-mi place. Astea sunt, mi se pare că sunt niște atenții din partea bărbatului care dovedesc iubirea și la rândul meu trebuie să fac ce flori îți plac? Da, trandafirii presupun că la cam orice femeie. Cred că mai nu mă impresionează ce astea, poate să fie orice floare. Da? Adică n-ai o preferință. Da. Am spus că pentru moment ai dat un pas înapoi, dar dacă îl vei vedea determinat. Cine știe dacă îl cunosc? Cine știe ce va ieși, nu știu niciodată în casa mea asta cum se sfârșesc lucrurile. Bine că ai mai nuanțat la final, că l-am văzut și pe George respirând, așa că la un moment dat ai zis că nu, dar e un băiat ok, aha, dar... Păi mă mențin pe poziție. Cum am spus, eu nu vreau să pun presiune pe nimeni. Tu simți că familia... Da, și doamna, și că așa a exprimat aceste opinii, cum ar veni, că nu ar accepta și eu nu am nicio problemă cu asta. Eu dar n-a spus, adică a zis așa, că da, nu aș fi de acord, parcă nu prea îmi place, dar domne, dacă George vrea... Da, și George are o grămadă de alte fete foarte frumoase dintre care să aleagă. Ia o, George. Corect. S-a închis? Adică, nu, adică pentru mine nu e un caz închis sau... Acum sunt doar în punct de cunoaștere, pur și simplu. Nu mă grăbesc cu absolut nimic. Da. Și noi suntem în punctul să chem prima parte a emisiunii, pentru că în câteva clipe urmează Observator 16 la